Bun găsit din nou! Sunt Roxana, iar în episodul de astăzi vom explora alergiile cauzate de plante. Nu uita să ne dai un like și un share la acest video dacă ți-a fost de ajutor. Azi vei afla care sunt plantele cu cel mai mare potențial alergen, cum influențează sezonalitatea, simptomele alergiilor și ce manifestări comune apar în cazul acestor alergii. Haideți să descoperim împreună cum putem gestiona mai bine alergiile cauzate de plante. Să începem cu o prezentare a celor mai frecvente plante care pot provoca alergii. Polenul de iarbă. Multe tipuri de iarbă, cum ar fi cea de gazon sau de timothy, eliberează polen care poate declanșa rinită alergică sau astm alergic. Copacii. Platanul, mesteacănul și stejarul sunt doar câțiva dintre copacii care eliberează cantități mari de polen primăvara. Buruienile. Ambrozia este una dintre cele mai cunoscute buruieni alergice, eliberând polen mai ales toamna, provocând simptome severe de alergie. Sezonalitatea joacă un rol crucial în alergiile provocate de polen. Haideți să vedem cum se manifestă aceste alergii în funcție de anotimp. Primăvara. Este sezonul în care copacii eliberează polen. Simptomele sunt adesea cele mai intense în acest sezon pentru persoanele alergice la polenul de copac. Vara. Iarba este principala sursă de polen în timpul verii, declanșând simptome de alergie în această perioadă. Toamna. Ambrozia și alte buruieni eliberează polen, provocând reacții alergice severe pentru mulți dintre noi. Iarna. Alergiile sunt mai rare, deoarece majoritatea plantelor nu polenizează în acest sezon, dar mucegaiul și acarienii de praf pot fi surse de alergii în interior. Să discutăm acum despre manifestările comune ale alergiilor la plante. Simptomele respiratorii. Printre cele mai comune se numără strănutul, nasul înfundat sau care curge, mâncărimile nazale și dificultățile de respirație. Acestea sunt cauzate de inflamarea mucoasei nazale și a tractului respirator. Simptome oculare. Oc roșii, lăcrimare excesivă și mâncărimi ale ochilor sunt frecvente în timpul sezoanelor de polenizare. Simptome cutanate. Uneori contactul direct cu polenul poate provoca erupții cutanate sau urticare. Este esențial să știm cum să ne protejăm de aceste alergii. Evitarea expunerii. Rămâi în interior în timpul zilelor cu vânt puternic și evită activitățile în aer liber dimineața, când nivelul de polen este cel mai ridicat. Utilizarea purificatoarelor de aer. Acestea pot reduce cantitatea de polen din interior. Spălarea frecventă a hainelor și părului. Poluarea poate rămâne pe haine și păr, așa că este bine să te schimbi și să te speli după ce ai fost afară. Medicația preventivă. Antihistaminicele și decongestionantele pot ajuta la ameliorarea simptomelor. Consultați medicul pentru a găsi tratamentul potrivit pentru voi. Alergiile la plante pot fi dificil de gestionat, dar cu informațiile corecte și câteva măsuri preventive, îți poți reduce considerabil disconfortul. Sper că această serie de episoade sunt de ajutor și te ajută să înțelegi mai bine cum să gestionezi alergiile. Nu uita să te abonezi pentru mai multe videoclipuri informative și să dai un like dacă ți-a plăcut acest video. Mulțumesc că ai urmărit și ne vedem data viitoare cu și mai multe sfaturi utile.